Iată, Canal 13 ne furnizează primele imagini cu autocarul românesc cu românii în Slovenia, pe o autostradă din Slovenia, condiții de vreme acceptabile și bune. Așadar, acestea sunt imaginile. Destul de mari pagubele. Vreau să vă mai arăt niște imagini cu un camion, cum se petrec accidentele în Slovenia. Ia uitați, o cisternă. Deci a ieșit de pe traseu copios și a fost afectată și o mașină.